Pilotul de la Red Bull Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Canadei, a noua etapă a campionatului mondial de Formula 1. Olandezul, campion mondial din ultimele trei sezoane, a obținut cu această ocazie a 60-a victorie în Formula 1. Verstappen, care a luat startul de pe poziția a doua grilei, i-a devansat pe britanicii Lando Norris, George Russell, cel care a plecat din pole position, și Lewis Hamilton. Max Verstappen a devenit lider în turul 49 atunci când Lando Norris a intrat la boxe, iar olandezul nu a mai cedat poziția de lider, reușind a șasea victoria sezonului. În spatele lui Verstappen, monostopurile McLaren și Mercedes au adus o bătălie superbă, iar Norris, care s-a aflat un timp la conducerea cursei, a terminat în final pe locul secund, obținând al cincelea său podium în 2024. Russell a reușit să-l devanseze pe coechipierul său Lewis Hamilton și să urce astfel în premieră pe podium în acest an. În clasamentul general, Max Verstappen conduce cu 169 de puncte, urmat de Charles Leclerc cu 138 de puncte.